Sandia și astăzi vă voi vorbi despre o experiență super mișto pe care am avut-o zilele trecute sau de care am avut parte zilele trecute. M-a luat prin surprindere pentru că nu mă așteptam să fiu invitată acolo, dar evident am acceptat și deși n-am avut camera la mine ca să filmez, am profitat de moment ce am filmat cu telefonul. Cum a început totul? În timp ce vorbesc o să pun aici videouri sau poze referitoare la lucrurile despre care vorbesc. Ei bine, totul s-a întâmplat marți. Este ora 8 dimineața, dar astăzi facem ceva foarte productiv. Astăzi mergem la departamentul central Lidl pentru a fi șef pentru o zi. Adică o să umblu prin toate birourile de la Lidl, o să văd ce fac oamenii pe acolo, o să fiu șefa, mă numesc. Hei! Abia aștept să văd ce se întâmple. Ceea ce nu știam eu că o să se întâmple a fost că din Ghencea până în Pantelimon am făcut 54 de minute și după aia când am ajuns la adresa respectivă, ei bine, mai exista o adresă cu același nume, dar în Băneasa, și din Pantelimon până la Băneasa am făcut iarăși 40 și ceva de minute, deci Uber-ul meu, banii. Am întârziat, evident, dar știi că li s-a mai întâmplat chestia asta, deci n-am fost prima. Vreau să vă zic că atunci când am ajuns acolo, am văzut o clădire super mare, după cum vedeți și în poza asta. Nu credeam că sediul Lidl poate să fie așa, adică să arate așa, mă gândeam că e mâncare peste tot, nu știu ce, dar mi s-a părut foarte mișto de afară. Acest sediu are 3 corpuri, unul în față, 2 în laterale. Unul avea 4 etaje, celălalt 26 sau cele 2, 4 și corpul la 6? Aveau 233 de locuri de parcare, 360 de posturi de lucru, 108 locuri la cantină și vreau să menționez că la ora 12 fix am fost și eu să mănânc la cantină. Am făcut asta pentru prima dată. Am mâncat într-o cantină și am mâncat cu alți muncitori de la o firmă și mi s-a părut interesant pentru că toți se respectau între ei, toți se cunoșteau, era o atmosferă super mișto și, nu știu, m-am simțit binevenită. Nu mă simt foarte des așa, dar chiar m-am simțit binevenită și respectată acolo și mi-a plăcut atmosfera aia și mâncarea a fost super bună. Continuând, au 26 săli de ședință și vreau să menționez faptul că fiecare sală de ședință are numele unui oraș din România, adică am văzut într-un articol că acest sediu se mai numește și România Surprinzătoare, pentru că toate sălile sunt gen sala Făgăraș, sala Brand, sala... știți voi, sala Constanța, sala... nu știu... În fine, și fiecare departament are numele departamentul Carpați, departamentul Dunărea, departamentul nu mai știu cum. Mi s-a părut super românesc, super mișto, gen, chiar mă simțeam ca acasă. Numai că acasă e șef și Saint George. Oh, și să nu mai zic, am fost complet surprinsă când am văzut că au așa ceva. Etajul 3, corpul A. Da, oameni buni, au sală de fitness. De 3 ori pe săptămână, la ora 5, au aerobic, toți angajații, cine vrea să meargă, am fost invitată și eu, au și instructor, aveau de toate cele mai noi aparaturi. Am rămas, wow! Dacă nu trebuia să plec acasă, sincer, rămâneam și eu la ora de aerobic, sigur rămâneam. Nu, deci chiar am rămas surprinsă. Plăcut surprinsă, cine ar fi crezut că într-un sediu atât de serios ai putea găsi o sală de fitness? Când zici Lidl, te gândești la o sală de fitness? Nu. Oamenii ăștia se duc cu toată plăcerea la muncă și, sincer, și eu m-aș angaja acolo dacă aș locui acolo, de fapt. Continuând, au 40 de locuri de parcare de biciclete și nu sunt locuri de parcare normale, gen din alea care îți legi doar roata. Sunt mai moderne, gen nu poate să-ți fure bicicleta nicicum. E totul foarte safe. Au 7 stații de încărcare electrică și 78 de sonde geotermale. După cum am zis de departamente, este la parter departamentul Dunărea, la 1 Carpați, 2 Oltenia, 3 Marea Neagră, 4 Moldova, 5 Transilvania
și 6 Banat. Foarte organizat. Ok, trecând peste chestiile astea, vreau să vă zic că este cel mai modern loc în care am fost. Mă refer că oamenii ăștia nu au întrerupătoare deloc. Au ei toată chestia asta cu lumina soarelui, cu pământul, cu... Totul e calculat, e perfect, e tehnologie avansată, deci jur, mi-a explicat și am rămas... Am fost într-o sală în care pur și simplu umbla pe un tabel la ușă și avea acolo jaluzele jos, deschide proiectorul, stinge lumina, sală ocupată, nu știu ce, bla bla bla. Da, și mi s-a părut super. Aveau și săli la care pur și simplu pereții se mișcau și se legau sălile de ședință și făceai edita mai camera, gen wow, ce petrecere poți să faci acolo, nu? Ceea ce mi-a mai plăcut acolo, da, mi-au plăcut multe lucruri pentru că am rămas foarte impresionată și șocată. Mă așteptam să fie foarte plictisitor, sincer, dar wow! Oamenii foarte nice, foarte deschiși, foarte zâmbăreți la muncă dimineața. Mi-a plăcut faptul că era super curat, foarte, foarte curat și nu vedeai pe nimeni să stea degeaba, își făceau treaba cu plăcere și aveau și birouri, deci toată lumea avea biroul lui și câteva erau libere pentru că se mai caută posturi, dar gen și biroul era automat la modul că, uite, da, se ridică și coboară, cum vrei tu. Am văzut că erau unii care stăteau în picioare și lucrau pentru că s-au săturat să stea jos și eram gen, what the fuck, cine ar face asta? Cine lucrează în picioare? Și mult stăteau așa, adică, wow, chiar m-aș întoarce acolo. Nu doar pentru că mâncarea a fost bună, dar e super, te simți super bine acolo. Am văzut un alt filmuleț în care era totul, de la început, de la nimic, prima cărămidă pusă, totul. Wow! Am foarte mare respect pentru oamenii ăștia și mă bucur că am avut ocazia să merg acolo. Știu că nu mulți au avut-o și mulțumesc din suflet că m-ați ales ca să vă fac o vizită și m-am gândit că ar trebui să împărtășesc chestia asta cu lumea pentru că ei nu au șansa să se plimbe în anumite locuri și e mișto să știi că în țara la tine există speranță și chiar sunt locuri mișto și că oamenilor chiar le pasă de România. După cum am zis, chiar numesc camerele și totul legat de România. Oh, și în fiecare cameră aveau mere și pere, fructe și de toate. Bine, n-am voie să mănânc mere, dar erau acolo și... Oh, și la terasa de la cantină erau... mese bio, făcute de ei, gen oamenii care își aruncau hainele, făceau din hainele lor mese, totul calculat, calificat, totul acolo, absolut totul foarte bine pus la punct. N-am fost în viața mea într-un loc atât de modern și avansat, mă simt ca în China, cel puțin mă simțeam acolo ca în China și cred că se vede că sunt foarte entuziasmată. Cum mă plimbam așa printre birouri, la fiecare zonă, așa, stânga, dreapta, era câte un panou și acolo fiecare scria dacă e zona ocupată, zona neocupată, își punea temperatura și absolut totul. Gen, v-am zis că e totul automat și nu știu cum se fac chestiile astea, dar se fac, frate, și sunt becuri cu senzor, v-am zis că n-au întrerupătoare, dar... Becurile alea cu senzor nu sunt chiar becuri cu senzor. Cum se întuneca un pic într-o zonă, se aprindea lumina doar acolo. Gen, aici e lumina, aici nu, aici nu, aici da, aici nu. Chiar nu conta. Gen, wow. Până și în parcarea subterană aveau semafor, pentru că au ei un drumuleț mic de la care ajungi la bucătărie și ca să evite orice pericol. Și mă sună prietena mea. Da, Sabi. Am uitat să vă zic că... Au și locuri, pe lângă sălile de ședință care evident sunt private, au și niște săli micuțe ca asta, în care poți avea discuții private.
mi s-a părut o idee super mișto, adică într-o super mare încăpere să bagi un borcan pentru discuții de oameni serioși, doar noi doi gen. Mi s-a părut super. Ce poate fi mai mișto? Ok, asta a fost tot pentru azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și subscribe. Chiar am fost foarte entuziasmată și am vrut să vă povestesc despre toate chestiile astea, pentru că pentru mine a fost ceva nou și mă bucur că am experimentat așa ceva. Probabil nu o să mai văd prea curând chestii de genul. Și da, asta a fost eu. Vă pupi, baby!